Știai că Aradul este cel mai mare nod rutier din vestul României. În Arad a fost inaugurată prima linie ferată electrică din estul Europei. Aradul se mai numește Mica Vienă de pe Mureș. Prima fabrică de mașini de pe teritoriul actual al României a fost înființată la Arad. La Arad s-a jucat primul meci de fotbal oficial din Transilvania. Prima bancă de economii și credite de pe teritoriul României s-a deschis la Arad. Prima fabrică de ceasuri din România s-a deschis tot la Arad, fabrica Victoria. Pe tot pământul mai există un singur oraș care se numește Arad, în Israel.